Suntem la Claudia Sanders Dinner House în Kentucky. Acesta este locul în care colonelul Sanders s-a retras, creatorul rețetei pentru Kentucky Fried Chicken, KFC. În 1964, fiind destul de în vârstă, colonelul a hotărât să vândă ideea și rețeta, iar corporația care a cumpărat-o, KFC, imediat după ce a cumpărat rețeta, a modificat-o. Supărat, colonelul a înființat aici, pe un deal lângă Shelbyville, Kentucky, un restaurant pe care l-a numit The Colonel's Lady și a început să gătească după rețeta lui originală. KFC, corporația, l-a dat în judecată pentru că folosea rețeta. Colonelul s-a judecat cu ei începând cu 1968 și până la urmă, pentru că se temeau de publicitate negativă, KFC a renunțat, i-a oferit $1,000,000 colonelului pentru ca acesta, după moartea sa, să renunțe, mă rog, familia urma și să renunțe la orice pretenții. Colonelul a decedat în 1980. Soția lui a trăit până în 1996 și aici, pentru că era un vad foarte important, foarte mare de clienți, business-ul a continuat. Continuă și astăzi. Aici este singurul loc în care mai poți mânca KFC după rețeta originală a colonelului. În 1999, restaurantul a ars și a fost reconstruit. Pentru că sunt un amator de KFC, discutam cu mulți prieteni despre diferitele tipuri de KFC pe care le întâlnești în lume. Există o anumită rețetă sau poate anumite ingrediente în România. Sunt alte ingrediente sau alte produse de bază în Franța sau în Statele Unite, iar din toate felurile pe care le-am gustat, parcă cel din România este mai apetisant. Dar, pentru că e luni și e închis, probabil vom trece cu altă ocazie și vom gusta rețeta originală. Iar aici, în acest minunat cimitir din Louisville, Kentucky, se află mormântul colonelului Sanders.